Deșteptarea. Mergem, unde mergem? În Australia, Statele Unite și Canada. Am găsit acolo niște cercetători care studiază caracatițele în sălbătici. Și asta filmul de a luat Oscarul, nu? E și asta un job, da, și uite că din când în când poți câștiga și Oscarul din jobul ăsta. Și așa? Spun ei că au observat caracatițe de sex feminin aruncând nămol, scoici și alge asupra masculilor în timpul încercărilor de împerechiere nedorite. Că venea masculul, doamna, dacă nu-i plăcea de el, fac o scoică în cap, știi? Adică... Da, incredibil. Da. Coordonează cumva brațele, jeturile de apă acelea de tip sifon și aruncă cu tot felul de lucruri în partenerii nedoriți. Ideea este că sunt foarte multe victime colaterale. De exemplu, era un mascul caracatiță care stătea într-o groapă câțiva zeci de metri de locul unde femeia ar urma să se fi combinat cu... Și a luat o piatră, a luat o piatră din greșeală, că a aruncat în tot ce a văzut. Am înțeles. Și ai fi așteptat să le doară capul, nu? Fii atent, în 2016 o singură caracatiță feminină, să spunem așa, de sex feminin, a aruncat de vreo 10 ori într-un mascul dintr-o groapă adiacentă, pentru că nu-i plăcea de domne, știi? Și s-a ajuns la concluzia că caracatițele de sex feminin aruncă mai multe lucruri decât... Stai că simt că te afunzi, da? Decât bărbații caracatiță. Înțeles. Te rog să completezi. Da, n-am nimic de spus nici în apărarea mea, nici în apărarea ta. Dacă e vorba de cercetători, asta e. Se întâmplă în viață tot felul de necazuri. Mesaje după știrea cu caracatița. Spune Roxana, cred că și în viață e un pic la fel. Adică ce vrei să spui, Roxana? Adică, câte obiecte ai aruncat până acum în capul partenerului? Vine iubitul tău... Jap. Roxana, te iubesc. Nu așa, spune mai suav. Nu, cum mai suav? Păi nu, așa zice Roxana partenerului și după aia aruncă cu prosopul în cap. Jap. Vrei să încercăm un experiment așa pe repede înainte? Să aruncăm cu... Noi unul între altul, că tu ești partenerul meu luna asta. De emisiune, da? De emisiune, da, păi. Am la câți nervi mi-ai făcut, stai așa să cam... Deci, uite, primim un mesaj, primele 3-4 mesaje, stăm așa cu minți. Primele 3-4 mesaje care vin la 0728-111-222, le dăm pe repede înainte, dar fiți atenți, sunt 30 de secunde. 30 de secunde, maximum un minut. Deci, cu ce ți-ai supărat partenerul de viață cel mai recent? Băi, ai făcut o prostie sau, mă rog, n-ai făcut bine ce ai făcut. Hai să vedem. Cine recunoaște, cine are ceva de zis? Și ce ți-a spus? Adică... Și ce ți-a spus? Nu e pe că nu a făcut precum caracatița aia, dar ceva ți-a zis. Da, că șifonat tot e și oricum. Deșteptarea